Că sunteți aici, bănuiesc că plajele sunt goale la ora asta, în miez de iulie, nici măcar nu avem aici aer condiționat, ca să găsesc încă o explicație a faptului că sunteți atât de mulți adunați în spațiul acesta frumos al librăriei Crețulescu. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că, firește, vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, dar mulțumesc de asemenea și unui mare prieten al meu și vechi prieten și nu numai prieten, lui Gabriel Niceanu, care întotdeauna a avut o nesperată și uimitoare pentru mine încredere în mine. Odată m-am gândit că și dacă i-aș da o carte cu pagină albă, tot mi-ar publica-o. Îi mulțumesc fără îndoială Lidiei pentru tot ce a făcut pentru această carte și pentru altele. Mulțumesc fiecărui angajat al editurii Humanitas, pentru că toți au contribuit la aceste cărți. Și, de asemenea, și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc instituției care a făcut posibil această carte, pentru că dacă aș fi rămas în București, așa cum am rămas cu ultimii 4 ani din viața mea înainte de a pleca la Stuttgart, probabil că această carte n-ar fi fost scrisă niciodată. Deci instituția care mi-a prilejuit-o, într-un fel, dându-mi timpul fără de preț de care un scriitor are nevoie ca să-și scrie o carte, fiindcă nimeni nu se întreabă când scrie un scriitor, dacă are 3-4 slujbe, dacă este implicat în această viață sălbatică, această viață carnivoră, care ne gândește pe toți în România și mai ales în dulcea noastră capitală, în scumpa noastră capitală, această viață isterizantă. Și anume vreau să mulțumesc pentru timp de cea mai bună calitate pe care instituția numită Academie Schloss Solitude de lângă Stuttgart mi l-a oferit cu prisosință. Am scris această carte, Orbitor, volumul 3, în întregime la Stuttgart, într-una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea, într-o perioadă idilică, într-un edificiu baroc în formă de cochilie, având în față pajiști, pășuni, crescătorii de cai și păduri. A fost un loc care, într-un fel, și-a lăsat amprenta și el asupra acestei cărți și, de altfel, el este evocat adesea în această carte.